Toate proiectoarele Sony anunțate la IFA 2017 sunt echipate cu panouri 4K XRD, care oferă un contrast sporit și detalii mai bune, alături de care avem și un procesor Reality Creation produs de către Sony. Din toată această combinație rezultă o imagine mult mai realistă și mai clară. HDR10 este noul standard de imagine când discutăm despre rezoluții UHD, iar cele trei proiectoare nu duc lipsa acestui format. Modelul de vârf VW760ES este laser și oferă o luminozitate de 2000 de lumeni. Tehnologia Motion Flow îmbunătățește imaginea la mișcare rapidă, iar Triluminous extinde gama de culori și îmbunătățește contrastul, acesta fiind un standard pentru proiectoarele Sony. Datorită faptului că proiectorul folosește laserul ca sursă de lumină, nu va mai trebui să vă faceți griji în privința lămpii care se poate arde, laserul având o durată de viață de 20.000 de ore de utilizare. Modelul de mijloc, 360ES, oferă o luminozitate de 1500 de lumeni, iar funcția Advanced Iris crește contrastul dinamic până la 200.000 la 1. Cel mai accesibil din gamă este VW260ES, care de asemenea are o luminozitate de 1500 de lumeni și are cel mai bun raport preț-performanță conform celor de la Sony. Toate aceste proiectoare vor fi disponibile foarte curând spre testare și în România, în showroom-ul Avestor din București. Noutățile Sennheiser sunt la gama de căști in-ear. Momentum Wireless, modelul care a primit în acest an și premiul EISA pentru cele mai bune căști wireless in-ear, are o nouă versiune cu aceeași calitate a sunetului, în schimb diferă modul de purtare. Acesta nu mai are neckband-ul. Neckband-ul care a fost foarte bine acceptat de o parte din utilizatori, sau varianta aceasta care este mult mai ușoară. Este Momentum Wireless Free, fără neckband, este o cască True Wireless. Avem aici o nouă versiune și a modelului E80S, unde au modificat și aici felul de purtare și carcasele, dar au păstrat în continuare aceeași calitate a sunetului Sennheiser. Mai avem încă un model nou, CX7.0. Este un neckband din plastic de data aceasta, nu din piele ca la Momentum in-ear. Suntem aici la standul VIFA, care acum a publicat un nou model de boxă wireless activă și cu funcții de conferință, deci are microfon și o pot folosi pentru discuții în grup. Modelul următor de la VIFA este VIFA Helsinki, arată ca o poșetuță și niște culori extraordinare. Toate acestea sunt, să zicem, adresate tinerilor, designerilor, oamenilor cu stil de viață modern.